O mașină a fost cuprinsă de flăcări în localitatea Balotești. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului ar fi fost un scurt circuit electric. Proprietarul mașinii s-a ales cu pagube materiale însemnate. O mașină a fost cuprinsă de flăcări în localitatea Balotești. Cauza probabilă a izbunirii incendiului ar fi un scurt circuit electric. Proprietarul mașinii s-a ales cu pagube materiale însemnate. În cursul după amiezii de sâmbătă, două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu două autospeciale cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe raza localității Balotești. La sosirea pompierilor, Incendiul se manifesta generalizat la întregul autoturism. Flăcările au fost tinse imediat de pompieri, nefiind înregistrate victime. Cauza probabilă de a incendiului a fost determinată de un scurt circuit electric. Din fericire nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale. Proprietarul mașinii este acum bun de plată pentru a-și cumpăra alta nouă.